Toată lumea se află sub influența unei puteri care stăpânește mintea, voința și toate puterile sufletului. Și această putere este vicleană pentru că izvorul ei este diavolul, iar uneltele lui sunt oamenii vicleni. Prin ei lucrează Antichrist și înainte mergătorii lui. Apostolul spune, pentru aceea Dumnezeu i-a predat Duhului amăgirii, al înșelării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului. Ceva întunecat și un înfricoșător vine peste lume. Omul va rămâne mai mult sau mai puțin sub stăpânirea lui și cu cât puterea celui viclean îl are mai mult pe om în stăpânirea sa, cu atât omul va fi mai puțin conștient de ceea ce face. Acum în biserică nu aveți profeții clare, dar avem totuși semnele timpului. Semnele acestea se văd clar numai de aceea care au mintea lui Hristos. Lor toate le sunt descoperite în chip deslușit. Antichrist vine în lume și totuși lumea nu crede aceasta. Starețul să nu fie de la optina. Sfaturi către monahi și către mireni.